spuneți-ne și nouă cum s-a întâmplat, că sunteți una din victime. Dumneavoastră ați văzut. Nu dormeam în mașină, nu știu. Erați în spate? Dacă eram în spate, eram mort acum. Primul care a ieșit în decor a fost un Matiz. Șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a derapat și s-a izbit de un pom de pe marginea drumului. Un bărbat care se îndrepta spre Constanța a avut și el parte cam de același scenariu, numai că, după ce a derapat, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de o altă mașină care transporta bani și circula regulamentar. Mergeam spre Mangalia. Și el a intrat pe contrasens? Fiatul Punto a intrat pe contrasens și a intrat în plin în noi, frontal. Și ca și cum nu ar fi fost de ajuns, o femeie care se îndrepta și ea către Constanța și care încetinise să vadă ce se întâmplă, a intrat și ea în derapaj, a părăsit șoseaua și s-a oprit în liziera de pe marginea drumului. De la colț de acolo i-am văzut pe băieții ăștia care erau primii cu accidentul și chiar m-am gândit, vai de ei, ce s-a întâmplat, și în momentul ăla a început și mașina mea să facă așa, s-a învârtit și m-a aruncat aici. Ați scăpat totuși nevătămată dumneavoastră, v-a speriat doar. Da, speriatura. Datorită neadaptării vitezii la condițiile de drum, pierd controlul, ies în decor, fără să aibă contact una cu cealaltă, iar celelalte două, datorită neatenției și neadaptării vitezii la condițiile de drum, intră, au contact între ele. În urma evenimentului au rezultat două victime. Una condusă la Spitalul Județean Constanța, iar cealaltă la Spitalul din Mangalia. Turmarii spun că au acționat la prima oră, dar n-a fost suficient, aici fiind o zonă umbrită, persistă polii pe carosabil. Cei doi șoferi care s-au lovit frontal au fost transportați la spital, însă medicii spun că sunt în afara oricărui pericol. Cât privește daunele, femeia avea asigurare casco la mașină, însă ceilalți trei șoferi vor trebui fie să se înțeleagă între ei, fie să scoată din buzunar bani ca să-și repare mașinile.